Salutare, dragi prieteni, am revenit la un nou episod pe acest canal. Înainte de a începe, nu uitați să puneți un like, să vă abonați, să strângem și noi 750 abonați cât mai repede dacă se poate. Dacă strângem 700 de abonați sau la 800 de abonați, dacă strângem, voi da cadou un iepuraș. Mă voi gândi ce iepuraș o să mai dau. Adică ce vreau să dau dacă strângem 800 de abonați. Și haideți să strângem și pe celălalt canal, Vlad Pigeon, 25 de abonați. Și acolo să fac un concurs la 100 de abonați, o să dau un porumbel. Voi trebuie să vă abonați, să dați like, să mă susțineți la fiecare videoclip, dacă se poate. Și cei care vor promovare, scrieți aici în comentarii, vreau promo și o să vă fac promovări în videoclipul viitor sau în videoclipurile viitoare. Haideți să nu ne mai lungim și să vă arăt iepurii. Aici avem femeluța aceasta albă care credem că este gestantă, are o burtă și cred că este gestantă. Am controlat-o, dar nu se simte nimic. Are o burtă foarte mare, năpârlește, dar nu știu dacă va făta, cine știe. Astăzi este joi și este sărbătoare și n-am avut cum să le fac curățenie generală la toți. Aici are hrană, trebuie să-mi iau niște accesorii pentru ei, adăpători, hrănituri, poate și granule pentru iepuri. Mai departe cu femeia aceasta, care în septembrie o să montez, adică pe aceasta grie specialantă albă, dacă nu va făta. O să montez cu un mascul ureaș german, pur. Cernă mai are de aseară. Apa, a vărsat o boabe. Trecem mai departe la femeluța aceasta, care trebuie să fete. Nu știu, cred, ține un pic capul într-o parte, dar adică îl ținea mai tare, dar și-a mai revenit că le dau vitamine. Pe 12, ba nu, pe 11 trebuie să împlinească. Pe 12, pe 13 va făta, cred. Are acolo apă cu albastru de metil, boabe. Trebuie să le fac un pic de curățenie. Da, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!